Zelenski, anunțul momentului. Mesajul transmis de președinte. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, i-a solicitat urgent președintelui american Joe Biden o sancțiune aspră împotriva Rusiei. Momentan Joe Biden nu i-a promis nimic omologului său ucrainean. Ce i a putut cere Zelenski lui Biden? Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, i-a solicitat urgent președintelui american Joe Biden ca Statele Unite ale Americii să desemneze Rusia stat sponsor al terorismului, potrivit Washington Post. După discuția telefonică, Joe Biden nu i-a promis nimic lui Volodymyr Zelenski. Potrivit Departamentului de Stat al SUA, stat sponsor al terorismului, este un stat ce a oferit susținere în mod repetat actelor de terorism internațional. În prezent, Corea de Nord, Cuba, Iranul și Siria sunt integrate în categoria respectivă. Reamintim faptul că, marți după amiază, președintele american Joe Biden a declarat că președintele rus Vladimir Putin comite genocid în Ucraina. Având în vedere valul de reacții adverse venit din Rusia, diplomația americană a intervenit și a clarificat declarațiile făcute de președintele american Joe Biden.